sobre pentru că a profitat de un plus care l-am avut. A fost un moment dificil și pentru Mediaș. Am știut să profităm de acest lucru și am scris imediat. Am fost egalat după aceea cu o greșeală colectivă și din nou am făcut la conducerea în acea lucrură fixă, în fază fixă. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru faptul că a zis că de multe ori se întâmplă să joci și un om pus și nu să câștigi. Astăzi a făcut-o, bravo lor. Important pentru noi este să avem continuitate atât în pregătirea jocului care l-avem pentru săptămâna viitoare, în perspectiva jocului cu Ceahlăul. Sperăm să reușim cât mai multe și să reușim să ne îmbunătățim obiectivul care l-avem. Video cu un obiectiv măreț, în primele 10 anul ăsta, și la anul sper ca acești jucători tineri care îi iau să crească mult mai mult și să reușească să Am reușit. Trei puncte de seara de marți, la gazului, știu că le-am meritat.